La o săptămână după ce a împlinit 64 de ani, pe data de 2 august, Varujan Vozganian a fost implicat într-o tamponare ușoară în sectorul 1 al capitalei. Fostul senator și ministru al finanțelor Varujan Vosganian se afla pe strada Băiculești și, înainte de a vira dreapta, a acroșat ușor o mașină condusă de către o șoferiță care venise prin dreapta. Varujan Vozganian susține că s-a asigurat din ambele părți, după care a vrut să facă dreapta. Atunci, o altă mașină a intrat între autoturismul lui Varujan. Vosganian și trotuar. A frânat brusc și a crezut că nu s-a întâmplat nimic, mai ales că șoferița nu a schițat niciun gest. Dar aceasta a decis să facă plângere la poliție după ce a descoperit urme pe mașină, mai ales că îl consideră răspunzător pe fostul demnitar pentru că nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers. Și cum nu a încheiat o înțelegere amiabilă cu șoferița mașinii pe care a acroșat-o, Varujan Vosganian avea obligația de a se prezenta la poliția rutieră în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. Fostul ministru al economiei nu a făcut însă acest lucru și, în consecință, polițiștii au efectuat investigații pentru a-l identifica și pentru a-l chema să dea explicații oficiale în legătură cu cele petrecute. Potrivit codului rutier, Varujan Vosganian avea dreptul să plece de la locul accidentului pentru că nimeni nu a fost rănit, însă avea obligația de a anunța poliția chiar dacă a fost doar o tamponare ușoară.